suntem nimic. Dacă am avea câțiva reprezentanți, ar putea să îi învinovățim că încearcă să ascundă, că încearcă să aceste dezbateri bun, să le limiteze. Da. Nu am spus-o noi, a spus-o un coleg de-al dumneavoastră, este vorba despre domnul Cristian Rădulescu. Adevărata miză este cursa pentru prezidențiale, concurența dintre Mircea Joană și Traian Băsescu. Și astăzi vine un sondaj despre aceste personaje, despre preferințele românilor pentru partide. Priviți rezultatele sondajelor, ni le arată Florina Timofte. Bună ziua! Sondajul Insomar arată că în privința intențiilor de vot pentru președinte, Traian Băsescu ar obține 35,7% din voturi, iar Mircea Joană s-ar plasa pe locul al doilea cu 29,6% din opțiuni. Pe locul al treilea s-ar situa candidatul PNL Crin Antonescu, pe care cetățenii l-ar vota în proporție de 16,8%. La mică distanță de candidatul liberal se poziționează Vadim Tudor cu 11,9%. În ceea ce privește intențiile de vot pentru partide, clasamentul Insomar este următorul: PDL 32,6%, PSD plus PC 32,2%, PNL 16,5%, PRM 11,2% și UDMR 5,8%. Sondajul a fost realizat în perioada 4-12 iulie 2009 pe un eșantion de 2416 persoane prin interviuri la domiciliu și are o marjă de eroare de 2%. Da, nu puteau să fie două comi. Se bloca. Dar acest sondaj pe care vi l-a prezentat colega noastră, realizat de Insomar la comanda Realitatea TV, nu ia în calcul un alt candidat, un candidat care încearcă să anunțe că se va înscrie în cursă. De fapt, lucrurile sunt clare pentru unii, încă ambigue pentru alții. Sorin Oprescu se declară preocupat de ideea de a se înscrie în cursa pentru Cotroceni. Revedem declarațiile primarului general al Capitalei, declarații care bulversează și mai rău scena politică deja agitată. Candidat sau nu la președinte? Este exact ceea ce am spus și cred că am fost foarte clar. Îmi mențin poziția pe care am avut-o până acum, dar am spus clar că iau în calcul și acest lucru. Acum ceva vreme, primarul Sorin Oprescu avea însă altă părere. Sorin Oprescu să înscrie în cursa prezidențială? Mi se pare că aș fi un mare mincinos cu nas din ăla de Pinocchio, așa, dacă m-aș duce și le spune fraților, fac și la fel ca domnul Ciorbea, fac și la fel ca de bine de rău domn Băsescu a stat 4 ani de zi. Așa că, sincer să vă spun... Ați primit oferte? Nu. Revenim la prezidență, vorbim, domnule, eu m-am plictisit de zvonurile astea. De acum 3 zile spuneați că nu luați în calcul acest lucru. Repet, doamne, mențin poziția pe care am avut-o și iau în calcul. A lua în calcul nu înseamnă că m-am exprimat pozitiv sau negativ. Primarul general al Capitalei precizează că nu a luat o decizie finală în acest sens. În același timp, Oprescu spune că dacă va intra în cursa pentru Cotroceni, o va face ca și candidat independent. Doamna Gorghiu, acest foarte ambigu iau în calcul a fost primit din partea lui Sorin Oprescu, a fost primit aproape cu aplauze de colegii dumneavoastră de la PNL. Explicați-ne de ce. De ce vă bucură? Nu știu de ce îi bucură pe ceilalți colegi ai mei. Eu cred că orice candidatură e binevenită la ora actuală în România. Domnul Oprescu nu este la primul eveniment de genul acesta anunțatul unei candidaturi pe ultima 100 de metri. Probabil că a crezut și data aceasta sau va crede în ipoteza în care va candida că este o rețetă de succes. Sunteți prea tânăr să ne spuneți că orice candidatură e binevenită în acest moment în România. Sigur, e un text de om politic clădit în focul luptei. Cred că orice competiție, nu pot să-mi permit să vorbesc despre aturile lui Sorin Oprescu ca și candidat la președinție, câtă vreme există un candidat al Partidului Național Liberal în care eu cred foarte mult și cred că va avea toate șansele să intre. Îi face rău lui Traian Băsescu sau vă face bine dumneavoastră și lui Crin Antonescu? În niciun caz rău Partidul Național Liberal nu are cum să-i facă. Nu cred că avem același gen de electorat. Sorin Oprescu eventual va lua din electoratul Partidului Social Democrat și din electoratul lui Traian Băsescu, pentru că din toate sondajele așa reiese, dar nu ne înspăimântă de niciun fel în niciun sens această candidatură. La modul cel mai onest vă spun că eu mă bucur că există și alți candidați care își anunță potențiale candidaturi la președinția României. Este Sorin Oprescu un candidat, domnule Spânu, de turul 2?
Nu știu. În primul rând discutăm despre un candidat care a spus că se gândește. Ia în calcul. Ia în calcul. Da. Acum câteva săptămâni nu luăm în calcul. Facem scenarii. În condițiile în care Traian Băsescu nu spune nici măcar faptul că ia în calcul. Nu spune nimic. El e președinte. Vedeți, și... scena este foarte fluidă. O să vedem, pentru că sondajul care l-ați comandat dumneavoastră a apărut și un alt sondaj făcut de XOP, în care datele sunt puțin diferite, o să vedem cum va evolua. Să fiu foarte sincer, poate dacă domnul Sorin Oprescu ar candida, chiar ar fi bine, pentru că ar oferi oamenilor mai multe posibilități și poate ar veni la vot mai mulți oameni decât restrângând oferta la o serie de candidați. Nu știu, pe noi nu ne deranjează sub nicio formă. Bun, mergem pe firul logicii dumneavoastră. Dacă ar candida, ar fi bine, pentru că ar veni la vot mai multe categorii sociale, da? Absolut, e bine? Da. Ce fel de categorii sociale ar aduce? Nu neapărat categorii sociale, pentru că din absolut toate categoriile sociale pot fi oameni dezamăgiți de absolut toți politicienii. Ce fel de oameni ar putea aduce la vot Sorin Oprescu și n-ar putea aduce la vot Traian Băsescu, de exemplu? Nu știu, oameni care ar vota în independență. Știți, aici am permis să spun că Sorin Oprescu s-a identificat până acum, grație istoricului cu candidatura la primăria generală, cu independentul Sorin Oprescu. Pe de altă parte, mulți au avut dubii față de reala lui independență, doamna Gorghiu. Da, dar sunt unii care l-au votat pentru acest motiv. Câți au rămas crezând că Sorin Oprescu a candidat independent, vom vedea dacă va candida, vom vedea în rezultatele la alegerile din noiembrie. Câți mai sunt? Poate sunt, într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, un procent important sau nu din oameni care nu mai cred în candidatul independent. Domnule, spun un răspuns dumneavoastră important. Și apoi un răspuns din partea domnului Iordache, membru al PSD, deci cu atât mai așteptat răspunsul, vă rog. Deci, încă o dată, nimeni nu știe dacă, mergem din nou pe supoziție, domnul Sorin Oprescu va candida. Doi, dacă va candida, nimeni nu știe câte voturi va lua și ce va lua, pentru că acum, chiar și pentru Primăria Generală a Municipiului București, domnul Sorin Oprescu era mult mai bine cunoscut de către bucureșteni, va fi o problemă mare să candideze la nivelul unei țări ca independentă, îți trebuie o întreagă echipă, îți trebuie logistică și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, deocamdată facem scenarii, s-ar putea ca domnul Oprescu peste 3 zile să spună că nu mai candidează, apoi puneți peste o săptămână... Puneți un dacă mare, domnule, spun la Sorin Oprescu, dar nu vorbiți despre niciun dacă la Traian Băsescu, spre deosebire de colega dumneavoastră Elena Udrea. Discutam despre domnul Traian Băsescu, dumnealui n-a afirmat niciodată că va candida. Știți ce a spus? Voi lua o decizie. Știți ce a spus Elena Udrea seară? Vă spun eu. Traian Băsescu nu e candidatul nostru, poate va fi, poate nu va fi și în prezent nu știm dacă va fi. Păi, nu știm. Nu știm. Nu știm dacă va candida. Cum pot să vorbesc eu în numele președintului care a spus o răspicat când l-am întrebat la acea ședință de grup a parlamentarilor PDL la întâlnirea cu... Și l-am întrebat de mai multe ori, evident. Și a spus, nu știu, nu mă mai întrebați, am să iau o decizie la momentul oportun. Domnul Iordache, am întrebat toată ziua astăzi unde este Mircea Joana, am întrebat pe fondul temelor de discuție lansate de Emil Boc. Emil Boc spunea, domne, când avem nevoie de Mircea Joana în ședințele coaliției, nu e. Eu vă întreb, e întâmplător faptul că Mircea Joana a plecat în vacanță după ce Sorin Oprescu a spus că ia în calcul posibilitatea de a candida la președinție ca să ducem conspirația până la capăt? Cred că da, e întâmplător. E totuși perioada de vacanță, senatorii sunt în vacanță, Camera Deputaților, dacă nu erau aceste rapoarte ale comisiilor, fiți convins că și noi foarte mulți din împreună. Primiți vestea candidaturii sau posibilității candidaturii domnului Oprescu? Mai vedem, până la toamnă mai vedem. Deocamdată, vedeți, la Oprescu toată lumea se întreabă, candidează, nu candidează, dar la Traian Băsescu, iar așa, nu-și pune nimeni în problema. Eu sunt 100% convins că Traian Băsescu va candida, în același timp cred că Sorin Oprescu se mai gândește, pentru că chiar dacă e independent are o mare aveți problemă. Aveți niște mecanisme la PSD să-l faceți să se mai gândească? Nu, dar noi avem mecanisme la PSD de a-l face în continuare pe Mircea Joană să crească. Obiectivul PSD la acest moment este ca Mircea Joană, vedeți în sondaje. E de discutat aici, doamne.